Dă-o-s-o-mi ia! Adevărat, Conve? Thank you.
Născătoare de Dumnezeu s-a arătat lăcaș de tămăduire fără plata bolilor și mângâierea sufletelor celor întristate. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fiind rugat de toți sfinții îndurate, cea de la Ioan, citire! Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evrește Vitesda și care avea 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi și chiopi uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, iar cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos. De orice boală era ținut. Mărire ție, Doamne, mărire ție! În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, pentru preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, pentru cinstita preoțime Ceantru Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindem, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Făcătorului Tău Duh, care le sfințește toate și sfințește, Doamne, apa aceasta. Amin!
Și acum trimite harul preasfântului, bunului și de viață făcătorului tău, care le sfințește toate și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră, bunule, și tămăduiește cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pentru rugăciunile preacuratei, preabinecuvântatei stăpânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și Purrea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci. Cu rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul botezător Ioan, ale sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, Mardascăl, ierarhei lumii, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, cuvântătorul Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae, arhiepiscopul mie, Lichie, Spiridon al Trimitundei, Nectarie de la Eghina, făcător de minuni, Calinin de la Cernica, Iosif cel Noi, Oreș și Sava Antimivirianu, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie. S-a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică. Închinăm-ne Sfintei Învierii Lui, celei de-a treia zi. Așa se rupe. Ce cât îl lăsa după aia? Un minut? Nu un minut. Ăsta e, e liniștit. Învață femeile să facă prăzucă, nu pănir și numai unghiile. Și cu mașină și plecări. La lucru cu ele. Ce ai zis atâtea greutăți în lume, că nu vreau lucra. N-am fost. Dar lucrul nu le place. De aceea sunt atâtea greutăți, că nu vor a lucra? Păi nu vrea cine vrea că îți deară la guvern, dăm bani. Ce dăm bani? La lucru. Și studenți și oameni, ajutor social, dar la lucru. Eu de 60 de ani, la 12, mă cul la 6, sunt picioare. Dar nu-i păpătru la frum, nu te pui. Am zis că n-am spus nimeni mică, dar vorbesc. Eu așa am îndrăgit de când am Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Și bine v-am găsit, domn Vasile. Da, foarte bine, mă mulțumim și eu. Și eu aici lângă voi, că ne tot cu oile. Tot cu oile de când am fost de 9 ani de zile, tot cu oi. Tot cu oi și cu oi și așa și cu oameni și cu nu știu ce, așa, apoi am fost slugă după ce am ajuns din slugă, gazdă și tot așa ne cu oi. Și am tot așa mă ocup. No. Și vreți să transmiteți mai departe la copii, da, dragostea asta de animale? Acum am mai lăsat, cred că feciorul s-a ocupat de ele, feciorul. S-a ocupat de ele, că nu, vede că merge mai bine și cu vaci ar merge, dar vacile tare mult lucruri. Cu oaie, ales iarna, n-ai grijă. O mai pândești când fată, când trebuie să știi, trebuie să știi cu ele, ip. Nu numai că mergi și te distrezi și nu mergi la oi, nu? Nu se poate aici, nu se poate, știi? Astea biadele trebuie să stai lângă ele. Dar ai balegă de scos ca la vaci, ip, într-una, ai, nu. De exemplu, noi nu suntem mai multe, nu putem ține, cam la 160-170 de oi. Nici că să te aglumerești, că nu-i fain să te aglumerești, că apoi e pe greu. Malai trebuie să le cumperi, mai fân, că nu faci destul, iar trebuie să cumperi, și nu ai de unele prezenta atâta cât ar trebui ele, nu, normal. Dar restul așa la oile care le avem noi și mai cu cât luăm de la oameni și mai nu știu ce și o stână din coș și mai mergem până în munți și mai mergem până la oameni și tot așa vărăm, că n-avem unde. N-avem pășuni așa, alunii, bă, nu. Fără nu, pe acasă, vedeți, și acum, nu.
Pe aici vezi că vara e secetă, trebură, nu-i apă. Apa băgată, eu și trebuie să le dau apă de aici, așa, la vană, la treburi. Nu-i ca la munce, la izvor. Vezi cum ai zis, Netale, că uite că a venit vremea, da. Acum să poți câștiga bani din da, ei. Uite, a venit vremea, eu, de exemplu, eu le-am făcut casă la copții, eu n-am făcut în țări străine, așa de la oi. Mai am câștigat, mai așa, mai... cât am câștigat? Cu puțin, cu mult cât am făcut, eu de acolo am făcut. De acolo ne-am ținut copiii. Am vrut să mai duc ei, mai am feciorul ei, dar nu s-a dus. Asta, nu, am mai... Stai aici, că mă are tăfeală. Ce-i? Făcute de tată să nu mai trebuie să lucre nimic. Nu mă să aibă grijă. Și să meargă înainte. Să meargă înainte, atâta. Are două fetițe, dar mai fac, e tânăr. Nu. Și, exemplu, numai să fie serviciu în continuare. Pune mai tată sau mai poate și tată sau mai explic, îi mai spun. Nu, băi, o așa, băi, o așa. Da, mă ascultă, nu zice nimic. Așa, 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 așa. Orice problemă te mă întreabă. Uita, 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 no. Știți, și așa e și bine, normal. Și îmi place, no. Vedeți cum e cu oile astea. Ce-o bani nu-s? Ce-aia nu-s? Apoi, no, dacă-s eu și el mai merg la oi. Or, câte un pic îl mai năpuzie și eu. Că no, și eu mai pot încă, mai împinge, cum a zis dumneavoastră. O, că văd că ești la deal, hă-t bine. No. Vă mențineți foarte bine. Da, la deal ești, la deal e bine. La deal nu e o problemă, no, domnule. Așa e, că n-ai ce face. Eu cu aia se, nu. De exemplu, nu, aici nimeni nu a fost aici oile amun. Două oi, două șchiope. Două șchiope, bă. Și ai venit la șoprecă, o zimbiatele s-o tras a umbră, orice, bă. Și au venit două tășani de lupni aici. N-am mă vedeți aici unde-s oile. Bă, unde-o zinit ce-o făcut câini? N-am, că câinii s-o făduși cu oile. Câinii nu stau acasă, mie, nu stau. Să duc oile. Câinii n-au fost. Și-a prins o șteopă de asta. Când a prins-o, ceilalți au fugit acasă. Ca noroc că cei au fugit acasă. Dacă nu știam, nu știam nimic, am sărit și am scos-o. Dar păi tot mort-o, bă, pe când nu... O foi, o luan, o scotea pe berda asta la deală, dai seama. Ce îltășac de lup. O scotea la deală. Nu o că zice că lupul la deală nu o duce. Hai, nu o duce. O duce, că nu o duce. A fost lup mare. Lup? Și la, așa, cum l-ați și fotografiat? Da, la fotografie, că voi aproape aici, unde, doamne, da, bă. Nu vedeți unde este lenturile și unde zăiesc, veni. Stăte aici, cum? N-am fost departe. Hai. Cine o știut, că cine o știut, dacă era șansă să se știută căzine. Tu m-a, nu dura mult, peste două ceasuri aperea oile. Mai meream încolo, îți iau câinii oricum, ai pântre gardurile astea aici, ai făcea fermetiful, dar de cine o știut? La mine câinii ei nu rămân la vatră, așa se zice la vatră la noi, când pleacă oile și câinii îți duși. No, e o zonă luposă aici la mine tale? Păi zona nu prea fost așa luposă, am nu știu eu unde rab de timp îți duc. Că așa ți-ai dus, ai pierdut 10 oi, 5 de ei, treburi, le-ai găsit a 4, a 5 azi, nu ți-o rămâncat nimeni, am unii. Și am unii dar am unii am avut acolo unii casa, ni la feciori, acolo unii drumul cel, unii, casa fetii, acolo. Păi zi de un lume, mi-a luat un berbece. Deja un berbece, ori în ce caz, a avut vreo 80 de kg a avut, așa cum. Și l-a scos până în cel adeal, îți dai seama. Așa un hârtășac de berbece. O fost lupul, a dracului, unul, ori doi, nu știu, că i-a fost la fân. No, pe aici așa e, sezonul ăsta e mai muntos, mai corciuri, mai tufe, mai de mult. Mai de mult a avut gol. Uite-vă, de exemplu, pe două zola, tot a fost gol. Nu a fost nimic. Acum nu e nimic. Uite, tot e pădure, tot e sturși, treburi, nu curăță nimeni, nu face nimic. Aici la mine ce vedeți curățâți și la vecinul, atât. Restul, tot e pădure. Nu prea fac oamenii, nu au treabă, nu? Mă vedeți unde stau și oile, ce pas cu oile, cu mâini. Aveți iarbă bună aici, la ele. Păi, bineînțeles, tot e numai trifoi și păpădine de-astea, oile extraordinar, nu e o problemă, nu? Spuneți-mi, unde ne aflăm noi acum? Noi ne aflăm aici, în zona Păsâlța, la Perța, la Vasilea Perță. Aici e stâna lui Vasilea Perță, aici e tot, aici suntem. Astăzi îi rup de sterpe, nu o să rupe sterpe, nu i-au zinit astăzi oameni, i-au zinit plin de oameni aici, mai ceva ca la un festival. Mai ceva ca la un festival. Spuneți-mi câteva cuvinte despre satul dumneavoastră. Satul nostru încă e, sat frumos, tăți oameni buni, cu minți, tăți, nu e nicio problemă, tăți, nu. E un cătun sau sat? Sat, sat. Sat. Câte fumuri aveți? Păi noi avem aici 90 de fumuri.
pe valea asta, așa îi zice sat, că unii au băgat și pe noi sat. Sat, no, de la Rozavlea, no, părținem de comuna Rozavlea, no, tot Rozavlea are, e frumoasă, oameni cum se cade, treburi, nu-i, nu. No, poate mai sunt și urâtăi, dacă nu stau cu ei, să văd ce fac ei și ce fac. Poate mai sunt și răi. De unde știu, că nu pot, n-am mușcat din ei, că vă să văd cum e. Dar sunt oameni cum se cade, n-am eu treabă, nu, tot bine, nu, nu. Nu pot să zic. Am unde s-o rândărul de la alegerile astea, mă, aici, să zmăcesc după colac, după ciolan, cum a zis vorba aceea, după ciolan, am unde s-o rândărul. Dar până am unul, nu, am avut primar, bugate, bun, nu e o problemă, nu, eu nu știu ce să zic, nu. Ei, nu pot, dar nu ne-a mai făcut și nouă păsărța cât ar trebui, dar nu, tot a făcut, știți, nu, tot a făcut, nu. Pe toată lumea nu putem să împăcăm, no, vedeți dumneavoastră, că e greu într-o familie să împaci pe toată lumea. Nu poți toată lumea, dar ei țin dușmanie, am de exemplu, fiindcă eu am de exemplu, am făcut rup de sterpe și treburi și în ce aia am chemat. Și nu a venit anul ăsta, nu i-am mai chemat. Vă spun drept, că în ce aia eu tămereu am făcut rup de sterpe. Dar în fiecare an, dar nu a venit, tămeream pe la ei, nu a venit, nu. Promenie, merem. E bine să ții dușmănie, mi-e tale ce zici. Dar de ce să țin dușmănie? Nu e bine. Dar la ce să ții? Că-ți faci tu rău în sufletul tău. Ce să ții dușmănie, măi, că nici chemniri, mă, unii cu mii. De exemplu, am un perț, ai mai, nu, mai nu știu ce, dar să ții dușmănie, unul din sat pe mine, că nu, perța. O strâns oile, ori o făcut toi, ori ce, că nu-i de astăzi, nu-i de mâini, cum o zice ăla, e de atâta de zile. Perța, tot perța. Și după ce ai mai nu asi și perța, ești gata, nu mai sunt altul oi pe sânță, e gata. E gata cu oile, e gata cu animalele. Pe oamenii poate că vreau ori să nu ții, să nu ai, să nu faci. Ruptul sterpelor e normal, așa se face, rup de sterpe din bătrâni, e de mult. Așa s-a făcut un rup de sterpe, dar se făcea un rup de sterpe, vine fiecare om care când avea oile, mulgea și atâta brânză pârnea după măsura oilor, după aia se. Amor, noi nu le mai cântărim așa, le-am luat așa, nu mai zin oameni atâta, numai la ruptul sterpelor, beau cheful, ieși, mănâncă și nu, știi cum e, atâta e. Dar la ce îi spune ruptul sterpelor? Păi rup de sterpe, că asta să zie popa să citească, trebuie așa e frumos, nu? Deci, asta e. Musă să zi rupa să le stroptească, de exemplu, omul ne-a lăsat că o foieșită de-a mea, să le-am pus acolo, le stroptim noi de seară, când vin după strunși, le stroptim. Și scoadez, mă, și cu dreptul, nu, de astea, nu. Și rup de sterpe, așa e, nu, așa s-a rămas din veci, rup de sterpe, nu. Și așa e, așa e cu rup de sterpe, astea-s rupuri de sterpe, așa e, nu. Și așa era frumos, păi de mult, era pădos și pătăt, păi era acolo plin, nu, așa, plin de stâni, nu ca omul. Am uit la mine și mai sunt la altul, unul și gata. Curup. Și nu prefac rup de sterpe. Nu prefac, vă spun eu, nu. Numai eu ce mai îmi fac în tățai și în tăt mereu, nu. Restul, nu, ce să zic, acolo ați văzut. Femeia face brânză acasă când suntem. Apoi la munte numai când merg în vătau. Dar femeia, că i-ați luat acolo, ea, nu? Ea-i cu... Tare harnică. Da, muncitoare, aspră foc, ai de mine, na. Amândoi v-am spus, amândoi am pus. S-am spus, ni casa aceea acolo iară ia fetii. Deja tot noi am făcut aici, ni de exemplu, ea noastră. Acolo fă feciorul George, mai am una mai în jos, mai e la altul fecior, mai jos, îți căsele, toate ea noastră. De când m-am măsurat, numai atât am cumpărat pământ și am făcut prunci și căs, tot ip. Așa s-o fă, de când m-am măsurat. Dacă întrebați pe femeie, știi de câți ai să ne măsurați? De atât ai de suntem mai bătrâni, am uite, când, ca cum am fost, când ne-a luat. O grămadă de ani. Din 2001, 2002, cam așa ceva, 2000, cam așa ceva, după ce m-am liberat, m-am măsurat, 2000. No. Ce să facem, așa e. No. Și mie tale numai asta ai făcut. Numai. Viața. Că mi-ai mai zis. Tătăi, deci numai asta cu oicăle. Cu oicăle. Cu oicăle și să se bide cu oamenii, să le dai drepturile ce le ai, să nu te sfădești cu oamenii. Așa i-am spus și la fecior. Nu înjurați oameni. Dacă zine omul și ai păscut un loc, mă, te împești cu el. Dacă nu te împești, omul e rău. Pe locul lui face ce vrea el. Nu e rău. Da, așa e, nu-i problemă, de mult o problemă.
E mult când vedeți dosurile astea pe unii, că totul făclăi. Na, amu? Nu vezi, nu m-aș oprea, că la om. Nu mai, altul. Peste tot, e bine, nu e. Nu. Tate-s bune. Tate, cât putem, tot facem și muncim. Numai nu ne lăsăm. Numai nu ne lăsăm. De acolo trăim. N-ai de unde să trăiești, eu. N-ai de unde să trăiești, nici să trăiești. Noi asta ce spuneți? E bine acum cu prețurile la miei, la brânză? A, nu, s-a ridicat un pic prețul la miei. Foarte bine, foarte bine. Ce ți-am spus? Ai ținut o oaie? Păi oaia vă 8-9 milioane, mai ai și pe miel vă 8-9 milioane, dacă e mielul bun. Da, așa e. Mulțumit. Mulțumită. Mai îți dă și subvență mai 1 milion. Și ceva, îți dai seama, nu? Nu-i bine. Ai bun, e bun, cum să nu? Dar mă, nu câștigi cum câștigă în alte țări, dar pe acolo trebuie să tragi. Așa, ai luat botanii și ai dus și ai pus în cur aici și stai lângă voi. Aici... Ce voi, am fost la voi. Aici ești măcar cu familia. Dar cu familia acasă, tă, da, familia, nu? Și aici lucrați tot manual, la cum aveți acest și terenul ăsta? Tot, manual. Manual. Da, tot. Păsăm tot, bă, ce pleacă oile la două săptămâni, dacă zâniți să vedeți iarbă, băi. Că-o crescut abu iarbă, că sunt oile, băi. Și te-o voros odată, tăt. Deci pe mine umblă oaia, numai tomnește, nu strică. Dar cum? Păi da, oros tăt aici, nimic nu a fost. Nu, ce să vă mai zic? E bun, restul tăt e bine. N-avem ce face, așa-i. Dacă așa ne-am învățat, așa trebuie să trăim, așa creștem, așa... Mergem înainte, mergem înainte, n-avem ce face, mergem înainte. Cu ajutorul lui Dumnezeu mergem înainte. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu tot înainte, n-avem probleme, uite aici. Să-mi te iei!
Aici e o cameră tare frumoasă, cu lucruri țărănești de demult, cum era mai demult. Da, cu lucruri de demult, de când am fost de 12 ani, am fost la război. Tăteți făcute de mânurile mele. Dar acum nici nu se mai fac, rar, dar nu, nici nu dau preț pe ele. Nu, că nu le place la tineret, le place casa ca într-o școală. Așa e frumos, nu-i fățoaie de 100 de ani. Asta e, de când a fost mama mea, fată. Vă dați seama, lucrul, uite, și asta e de 100 de ani. Sute în război, da, mama mea trăiește, are 90 de ani, uite. Lucruri de valoare, dar acum nu pun preț, că... Nu, zic, hai că fac o cameră și țărânește, că nora nu prea-i place. Zic, las că le strâng eu tăte și le aduc aici. Foarte bine, nu le arunca, da, pentru că sunt de preț și de valoare foarte mare. Le pun tăte cerge, le pun tăte la... Și ce aveți aici? Ștergături, perne, cerge, săcuz de pernă, feță de masă. Ștergători, da, așa se spune, ștergători, așa se spune, așa se spune și acum. Și acum mai faceți? Nu, dar am destule și le-am dat la fete și la nurori și eu mai lucru că le-am făcut gube la toți copiii, le-am făcut gube, am făcut, uite, acolo pânură de chituri, gube la toți, la junior, la băieți, la nepoți, la tot am făcut gubiță. Da, gubiță, uite, frumoasă, la toată lumea, la toți copiii, ei s-au avut gubiță, uite. Atât am tors, am... Da, atât copiii. Dacă mor, să aibă ceva de la bunica. Să aibă o amintire. Da, o amintire, da. Acum... Nu, mi-e foarte bine. Mi-a spus un lucru, că de ce nu merge bine în lume? Păi nu merge bine în lumea asta, că oamenii nu vreau să muncească, majoritatea. Am mai ales tineretul ăsta. Păi tineretul ăsta e distrus cu telefoanele. Telefoanele astea de la copii mici de 3 ani sunt pe telefon. Să discută, că nu-i dai telefonul, nu mănâncă, punct. Nu, asta e cea mai mare problemă, dar nu știu unde ajunge cu... Nu știu că lumea nu și nu văd eu lucrurile bune, că nu are cum. Vedeți ce lumea asta unde e. Și ce scrie în Biblie, profețiile biblice, ori vrem, ori nu vrem să plinesc. Ce-a zis Domnul Iisus? Când veți auzi războaie, vești de războaie, să știți că e aproape capătul lumii. Și asta e. Oamenii, scrie la Timotei, oamenii vor fi răi, lăudăroși, trufași, neîmblânziți, neascultători de părinți, neiubitori de Dumnezeu, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, obraznici. O împărăție se va scula împotriva altei împărății, un neam împotriva altui neam. Asta trăim. Să știți. Zilele acelea le zice Dumnezeu că nu le știe nimeni. Nici fiul, ci numai tatăl. Dar trebuie noi să fim pregătiți. În orice moment, că nu știm când va veni, dar nu mult. A spus că ați avut multe greutăți. Cât de mult v-a ajutat religia și cel credința? Cel mai mult ruga de Dumnezeu și credința. Dacă nu te rogi lui Dumnezeu, dar regulat, nu că o dată pe săptămână, tot scrie în Biblie că Doamne, de 7 ori te păzi, te lauzi, zice salmistul David. Dacă fără Dumnezeu nu e nimic, o casă fără Dumnezeu e distrusă. Dacă cine merge cu Dumnezeu înainte, acela face. Da, zice, cu Dumnezeu înainte vom face planuri mari. Degeaba scrie în Biblie, zice că voi face cu tare sau cu tare lucru. Și mă duc în cu tare și în cu tare loc. Da, acolo scrie că voi merge de va vrea Domnul. Că noi nu știm ce zice și aduce ziua de mâine. Că omul e cumprins toată ziua în slăbăciune de moarte. Dar dacă noi ne rugăm lui, el ne ajută. Zice, te voi binecuvânta la plecare, te voi binecuvânta la venire, dar cine se roagă lui din toată inima, nu că acolo scrie în orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va vedea împărăția cerului. Cel ce face voia Tatălui care m-a trimis, atunci e foarte grav. Toți suntem păcătoși, eu, cum a spus Apostolul Pavel, cel din tâi sunt eu, așa și eu sunt foarte păcătoasă, că nu pot în lumea asta să răzbesc. Da, trebuie, fără rugă nu se poate. Neclinti, neîncetat să ne rugăm, să așa scrie, neîncetat, rugați-vă neîncetat. Da, și atunci ar mere lumea bine, dacă s-ar teme un tic de Dumnezeu, dar cine se teme? Astăzi nimeni. Oricui, dacă spui, lasă dumneata cu religia mea tale și cu Biblia mea tale. Da, și atunci unde mere lumea asta? Și când mi se întâmplă vreun rău, zice, Doamne, ajută-mi, Doamne.
Atunci te gândești numai la Dumnezeu. E, dar Dumnezeu, da, dar atunci Dumnezeu ce zice? Mereți de la mine, zice, voi tăți care lucrați fără de legea, că niciodată, zice, nu v-am cunoscut. Ani, uite aici. De când ai fost de 11 ani? De 11 ani, nici nu ajungeam bine cu picioarele să țes. Și mi-e tale țesut-o pe asta? Da, atât. La 11 ani? Da, 11 ani. Și asta ți-e ce mai de preț? Cam... Ai spus că toate vi-ți mai toate, de preț. Toate, dar am grijă de ele ca de ochi din cap. Toate sunt foarte faine și nu, mi-e placă, eu pun că eu șamu cos, lucru șamu, fac pomeț, fac la... La noră, la fetită, atât ne-am făcut pomez, la cămăș, tot eu. Deci asta e cămașa făcută de dumneavoastră. La 15 ani? 15 ani, că eu 16 ani mi-am meritat. Eu am 41 de ani de căsnicie. Mulți înainte. Mulțumim asemenea, da. Mulți înainte. Da. Da. Asta a fost eu mireasă. Așa era, de mult. Nu s-a meritat fetele dacă nu știu să-și coasă cămașă. Cu roche și la două luni la divorț. Mă duc la mama, le-o sfătitul timp, mă duc la mama. La fi de ce să răbd, eu mă duc la mama. Lasă prunce și bărbatul și să ducă, nu vezi în lumea asta, pe dincolo vezi lumea asta cât e familie despărțit. Să duc și nu mai trebuie bărbați. Ele, ei, fiecare. Am un... Și-o spus și-am întotdeauna la televizor că suntem pe prima țară cu divorțurile. Nu e lumea educată, nu știu. Și scrie el pe la Apocalipsa că Dumnezeu când o țupat pe satana jos pe pământ și-o zis, vai de tine pământ și mare, că coboră satana cuprins de o mânie mare, că știe care e puțină vreme. Dacă o zis că vai de tine pământ și mare, pe atunci nu-i vai, de pământ și de noi. E lumea foarte rea, nu se vede, nu te poate vedea nimeni, nu te... Mai ales amu, cu politică, cu... Fai de mine, cu... Numai să... Numai bani. Tot e pe profit. Noi din muncă, noi n-am mers în altă țară, n-am mers necări, strângem, e 35 de ani fac brânză. La marhă, la oi, la... Deci dumneavoastră vă ocupați cu brânza, foarte da, bună brânza, eu... și urda și da, tot. Da, eu pun, eu fac tot. E 35 de ani. Numai când se duc în munte, atunci... Atunci nu, după ce primăvara și toamna, după ce vine iară, până la Crăciun. Că avem vaci, șapte vaci și până la Crăciun fac brânză. Și piața de desfacere aveți aici? Păi te duci la piață, noi o dăm undeva la Angro. E foarte greu. E foarte greu asta, că tare greu. Dar noi avem un om, o mai vindem la Angro. Nu ți-o plăcea ca la piață, dar e bine că nu te duci. Unde să te duci? No, și la piață vezi mere greu, că e... No, multă toată lumea, nu are lume, unde să-și vândă marfa. Și gândești că mai de mult să cumpăra, amu nu, gândești că nu au oamenii bani sau eu nu știu ce-i. Nu le, nu le place brânza, că mănâncă de la profi, la pungă, tăt, pe eu la pungă, brânză la pungă. Că asta zic, pungă. Că mergi și cumpără din magazin în loc să vină de la dumneavoastră. Că zice că nu e igienic aici, cum să nu fie igienic? Că tot e sănătos, igienic și cu gust. Cu gust, că noi avem un doctor de familie din sat și... Mă duc la el, zic că unde ai fost mărit? Zic că am fost cu niște urdă în piață și ai vândut? Zic, n-am vândut o tată. Mărie, pentru profi ăsta n-ai vândut. Că se duc oamenii și mănâncă toate porcările. Deci nu le place nici la oameni să te vadă că ai, că faci. Nu. Mai bine să duce și cumpără... Da, 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 nu, vai. Și măcar să te ajute cu puțin, că nu da scump, din câte am înțeles. Nu, măcar să aveți desfacere. Da, nu, nu, mai ce... Se duc la profi, mănâncă de acolo și nu-i bai că cu tățiuri și n-ați văzut. Fac amune nailon, am văzut sfeclă, de asta varză, brânză fără lapte deloc. Na. Nu le place acum, numai de acolo. Așa le place. Nu avem ce să facem. Cine vrea să cumpere bine, cine nu. Să fie sănătos, nu am eu nimic cu nimeni. Numai vorbim așa, că na, oamenii, fiecare face ce vrea. Dar o brânză sănătoasă, un pic de urdă sănătoasă. Mama mea e de 90 de ani. Mama mea nu mănâncă salamuri, nu bea apă minerală, nu bea suc, nu bea nimic. Mănâncă ce rădea pământul. Fasole de piciorci, lapte, produse lactate, brânzeturi și de 90 de ani. Da. Și-a avut gălbânare neagră, cum zice, hepatită, la 37 de ani. 7 ani nu a mâncat carne de porc și uite că e de 90 de ani. Șamu care au ceva, îți duci, că nu țin un regim, nu știu să se păstrează.
Da.